Bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt și vă transmit gândurile bune la început de săptămână și de lună, luna februarie, care vom vedea în ce măsură se va conforma unor alți parametri față de luna ianuarie, deosebit de volatilă, mai ales în piețele de capital. Debutul anului a fost în forță, însă în forță pentru vânzători. Aceștia au condus la cele mai slabe deschideri în anumite piețe din istorie, în alte piețe din ultimii 10 de ani. Dacă mergem înspre datele macro și către perioada recentă, am avut, în primul rând, dacă să o luăm cronologic, ne uităm la datele din Statele Unite. Și aici, cu excepția Chicago PMI, publicările au fost slabe. 92 de puncte față de 93,1 pentru sentimentul consumatorilor și o valoare analizată a PIB-ului în trimestrul al patrulea de doar 0,7%. Acestor date slabe li s-au adăugat publicările din China și ulterior cele din Europa. În China trebuie să facem o mică discuție aici. Avem doi indicatori oficiali, doi indicatori de tip PMI. Unul oficial, unul, să spunem, semi-oficial. Cel oficial se referă la companii mai bine dezvoltate, companii mari, în general de stat sau cu influență puternică din partea statului. Acesta a oferit o publicare slabă, mai slabă decât cea anticipată. 49,4 față de 49,6. Dar este încă în valoare absolută peste cel al HSBC / Caixin, nu apare aici numele, dar este organizația parteneră, și care a arătat o creștere și față de valoarea anterioară și față de cea așteptată. Deci avem un fel de convergență între aceste date. Din punctul meu de vedere este un semn bun. E drept însă că avem a șasea lună consecutivă de scădere pentru cifrele oficiale și în orice caz aceste date pe ambele versiuni arată o contractare a activității. Deci nu vorbim de o creștere a industriei, vorbim de o stagnare în cel mai bun caz, dar probabil e mai degrabă cazul să discutăm despre scădere. Sectorul serviciilor, într-o altă lumină, însă, care preluase o bună parte din creștere, nu mai performează la fel de bine în ultima perioadă. China este marea necunoscută și nu numai fiindcă nu știm ce se va întâmpla în viitor, ci fiindcă trebuie să compunem o poveste coerentă despre situația din China pe baza unor date care pot să fie destul de departe de realitate în anumite secțiuni. Din punctul meu de vedere, însă, situația din China este destul de gravă acum, este destul de serioasă. Trăim o perioadă despre care vorbeam și iată că viitorul s-a transformat încet, încet, aproape fără să ne dăm seama, în prezent, o perioadă de frânare abruptă. Însă, din punctul meu de vedere, este destul de departe de o criză de proporții catastrofice sau cataclismice încă. Ceea ce însă trebuie gestionat foarte puternic, foarte strâns, este nivelul datoriei și nivelul capacității firmelor de a rambursa această datorie, mai ales când ea este acumulată în dolari.
Și cred că o să vă mai spun pe scurt, sper să nu intrăm prea mult în detalii fundamentale. Știți că eu consider că ele sunt foarte importante, dar poate e o temă de dezvoltat mai mult la market briefing, însă foarte pe scurt, ca idee. Ceea ce încearcă autoritățile din China în momentul de față este să relaxeze puțin condițiile, să urmeze o cale de mijloc pe mai multe criterii, încercând să nu lase în vreo piață să scape de sub control, dar înțelegând că presiunile nu pot fi compensate, nu te poți lupta cu ele în condițiile actuale. Și atunci cursul de schimb este lăsat să se apropie de ceea ce ar fi un nivel de echilibru, dar nu direct și nu brusc. Controlul asupra capitalului, care a ieșit din China într-un ritm amețitor în ultimul an, nu se impune, însă sunt verificate anumite restricții pentru ca, de exemplu, companiile chineze să nu poată să le ocolească. Am văzut însă că termenii comerciali în creștere masivă cu Hong Kongul arată poate tocmai acest gen de activitate, deplasare, de, măcar de a beneficia de diferența între cursul de schimb onshore și offshore. S-au luat măsuri și în acest sens. China nu merge pe un model de deschidere totală aplicat în vest, nu merge nici pe un model de a para o lege economică a imposibilei trinități între un curs de schimb fixat, o politică monetară liberă și lipsa controlului asupra capitalului. Încearcă să creeze cumva un drum de mijloc și vom vedea în ce măsură experimentul acesta va reuși. În orice caz, datele din China nu sunt motiv de încurajare puternică, dar nu sunt în niciun caz o surpriză foarte puternică raportat la ce se aștepta. Sentimentul referitor la risc, din acest punct de vedere, nu ar trebui să fie foarte puternic afectat. Piața din China a avut o scădere, 2 puncte procentuale și ceva mai mult. E o situație cu care ne-am obișnuit în ultima perioadă. Dacă nu vedem în minus 5, minus 6, parcă nu mai captează atenția bursa din China. În schimb, yuanul a rămas stabil undeva între 6,57 și 6,58 față de dolar. Din Europa vedem o serie de indici PMI, versiunea finală, indicele pentru întreaga zonă euro 52,3, așa cum se aștepta, o revizuire față de 53,2 anterior. O scădere față de publicarea anterioară, e mai corect spus. Așteptările erau să fim în apropierea raportărilor preliminare. Urmează lucruri mai interesante din Marea Britanie, indicele Manufacturing PMI. Observați, când e vremea să discutăm despre industrie, se discută despre industrie și în China, și în Europa, și în Marea Britanie, și, ce credeți, și în Statele Unite. La ora 5 avem ASM, Manufacturing în Statele Unite. 48 de puncte e o cifră de tipul China, nu este o cifră de tipul Europa. Să notăm această distinție. 52 pentru Europa plus 2 puncte, 48 minus 2 puncte pentru Statele Unite față de nivelul neutru. Deci, firmele care operează în sectorul industrial de producție, care de multe ori sunt în domeniul tradables, adică acele produse și mai rar servicii care pot fi comercializate peste graniță, acestea au de suferit. Avem de asemenea la 3 și jumătate date venite din sfera consumului individual, personal income, și aici apar și alți indicatori. Dar m-aș concentra pe personal income și
De asemenea, pe indicele ASM Manufacturing de la ora 5. Mai avem un discurs la 6, deci trebuie să adăugăm 2 ore la ceea ce se vede aici, al lui Mario Draghi și al lui Fischer la ora 8. Ambele foarte importante, fiindcă sunt voci serioase. În primul caz, Mario Draghi nu mai are nevoie de prezentare. În al doilea, Fischer poate să fie un pic surplus pentru tabăra hawkish, discursul său. Bun, vă dau o întrebare și, de fapt, mai multe, dar o să le vom lua pe rând. Una dintre ele, însă, se referă la piața de capital și vom ajunge în curând la ea, referitor la euro-dolar. Am avut o corecție, iar piața încearcă să revină. A spune că actualul context este favorabil euro-USD și că ar fi normal, nu neapărat din punct de vedere tehnic, dar avem o susținere și în acest fel, dar ar fi normal având în vedere subperformanța datelor de vineri din Statele Unite. Și cumva efectul întârziat al mișcării Bank of Japan asupra așteptărilor de ridicare a dobânzii din Statele Unite, care a afectat piața interbancară și a afectat probabilitatea de majorare a dobânzii, aș spune că EURUSD ar trebui să reflecte deci un pic de presiune ascendentă și dolarul să fie într-o anume defensivă astăzi. 1.0865 primi nivel de rezistență, apoi 1.0883, 1.09 și 1.0919. Suportul dat de linia de trend, 1.0850, apoi 1.0830, 1.08 și 1.0780 dacă îl sparge. În primă fază ar trebui să mergem însă în sus. Pentru dolar yen se poate remarca o reașezare. În acest range îngust, probabil că vom mai sta o scurtă perioadă. Este o dilemă aici. Pe de o parte, dolarul nu trece printr-o perioadă foarte bună, însă piețele de capital se țin rezonabil, iar surpriza oferită de BOJ ar trebui să ne ducă pe termen lung mai sus. Între cele două, însă, eu văd o piață, o citesc prin intermediul graficului, e nu foarte convinsă de aceste ultime argumente. Așa că aș fi deschis la spargerea în oricare dintre direcții, peste 121,42. Teoretic, ar trebui să avem o țintă de 34 de pips în sens ascendent, deci până la 76, dar avem o veche rezistență la 121,70 și pe aceasta o putem lua în calcul în primă fază. Suportul 121,08 și sub acesta avem destul de îndepărtat în 120,60. Poate un 30-35 de pips și mai jos ar fi primul prag de monitorizat. Ne uităm la GBP/USD și aici o tendință de revenire pe care eu o consideram de mult necesară. Aș spune cu expresie în engleză long overdue. Există iarăși, ca și în cazul EURUSD, aceeași estimare favorabilă. Linia de trend retestată ar fi undeva pe la un 43,30, apoi 43,67 și 1,44. Dar un risc venit dinspre datele de la 11 și jumătate, s-ar putea ca ele să nu fie foarte roz și să creeze mai mult volatilitate și mai multe ezitări pe acest parcurs ascendent, care în ultima perioadă a fost destul de clar și destul de bine conturat. Am văzut că unele bănci consideră că avansul actual al lirei sterline creează oportunități de a reintra pe vânzare. Nu este o opinie pe care să o împărtășesc.
Suportul este la 1.4226, apoi 1.40 și 1.70 și mai jos ne uităm înspre minimele de la 1.4126, dar vedem dacă ajungem până acolo. Mergem la petrolul WTI. Petrolul lider, actor principal în piețele internaționale în ultimele săptămâni, a început să mai piardă din coerență pe aici, pe acolo, cu alte cuvinte, să prindă un pic de independență piețele de acțiuni față de ceea ce se întâmplă cu petrolul, dar este în continuare foarte relevant. Performanța WTI-ului este mai slabă decât cea a Brent-ului și asta duce la o subperformanță WTI-ului față de Brent, una care s-a lărgit semnificativ în ultima perioadă. Deci opțiunile favorabile despre petrol se aplică Brentului și din punctul meu de vedere se aplică în continuare. Pentru WTI ceva mai puțin. Și motivul ține de sursa posibilelor modificări între balanța de supply versus demand. Dacă este să avem o înțelegere între state ale OPEC-ului și state non-OPEC, și ne gândim mai ales la Rusia, atunci, în primul rând, Brentul va fi cel care va merge în sus. Totuși, vineri a existat un moment de revenire când au fost publicate de către Baker Hughes, a fost publicat numărul sondelor în operare și cele strict care furnizează petrol a scăzut, sunt în momentul de față sub 500, ceea ce arată o masivă schimbare de atitudine. Doar că aceste sonde rămase în funcțiune sunt în general mai performante și se scoate mai mult dintr-o sondă. De aceea se poate explica faptul că numărul a scăzut foarte puternic, numărul de sonde, și cu toate acestea producția în Statele Unite nu are foarte mult de suferit. Pe termen scurt, pentru WTI aș vedea însă o posibilitate de a crea aici un fel de suport în apropierea unor vârfuri anterioare. Am putea alege fie umbrele lumânărilor, fie ceva care să integreze mai bine câteva alte repere, deci nu prinde perfect vreunul dintre vârfuri, dar echilibrează cumva și minimizează distanța, exact ca o procedură de tip OLS din econometrie, sau mă rog, din regresie simplă, din teoria regresiei simple, tot așa încercăm să minimizăm diferențele față de linia centrală, adică să nu avem în total, când adunăm toate aceste variații, să avem un minim al erorii. 32,72 ar fi nivelul de suport. Dacă mergem pe termen scurt peste 33,32, aș spune că ușor ne-am putea îndrepta către 34 sau 34,30. Însă, până una alta, e doar o ipoteză, doar o supoziție, arată finișor tehnic, cred că este și ceva susținere fundamentală, însă doar atât, trebuie să vedem și o confirmare. Dacă mergem sub 32,72, însă avem o confirmare de alt tip și care ne-ar trimite către 32,23 și ulterior mai avem un suport intermediar aici la 31,80 și apoi 31,44. Mergem la aur. Se întâmplă ceva în ultima perioadă care atrage tot mai mult cumpărătorii pe metale prețioase și pe aur în special. Să fie așteptarea ca Rezerva Federală să nu se mai miște atât de repede, să fie teama ceva de proporții în Orientul Mijlociu,
să fie nesiguranța față de evoluția sistemului financiar, cred că vorbim de trei factori care au fiecare importanța lor. Acești factori multipli reușesc însă abia să impună un trend ușor ascendent aurului. Pentru moment, 1123 oferă o rezistență destul de serioasă, nu m-ar surprinde să coboare piața spre linia de trend, dar trendul are, cred, destul viabilitate pentru a continua. Există, deci, linia de trend pe care, prelungind-o, putem obține un suport în apropiere de 1114, dar crește pe măsură ce timpul trece. Apoi există 1109 și 1105. Însă m-aș aștepta ca, după o perioadă suficient de lungă, de ordinul o jumătate de zi sau sesiunea viitoare, să fim mai aproape de 1129 sau chiar să depășim această zonă. 1132 ar fi pragul următor, ceva mai sus 1137. Acum e cazul să povestim despre indicele german. Văd că au mai apărut și alte întrebări. Ajungem și la AUD și NZD. Deocamdată, pentru piața germană, era o întrebare. Să schimbăm time frame-ul. Era o întrebare de ce performează slab în raport cu alții indici sau dacă e valabilă această ipoteză. Indicele german are o volatilitate mai mare. Aș spune, dacă am considera piața de bază tip indice S&P 500, am constatat că DAX-ul are un beta, un factor de variație mai mare, supraunitar. Și că de cele mai multe ori, când e decrescut, crește mai rapid, când este descăzut, scade mai rapid. Deci poate acesta să fie fenomenul. Acum, că subperformează, trebuie să ne gândim, întotdeauna trebuie să alegem niște indici față de care, sau o referință față de care să spunem că subperformează. Eu n-am avut acest sentiment în mod distinct. Mi se pare că e o piață care își cam caută direcția, dar atât deocamdată. Față de Statele Unite, vineri, într-adevăr, a fost o situație mult diferită. Cred că traderii s-au concentrat pe rezultatele pozitive și am văzut, a fost deosebit de distractiv, felul în care piața s-a mișcat pe indice american vineri. Și e drept că indicele german nu s-a ținut întru totul, a mers și el mai sus, dar nu a fost acolo show-ul principal. Deschiderea din această dimineață, de început de februarie, a fost una pozitivă, dar s-a pierdut încetul cu încetul din entuziasm. Și totuși rămânem pe un mic trend ascendent. Abia sub 9712, vorbim de o spargere a liniei de trend, dar chiar și în această situație n-aș fi foarte convins de slăbiciunea viitoare. Însă, ne-ar preocupa foarte serios o închidere sub 9593, fiindcă de acolo s-ar pune problema dacă nu cumva aici avem un fel de head and shoulders sau, în orice caz, dacă nu cumva am spart un nivel cheie și ne așteaptă scăderi mai ample. Până atunci, mai probabil ar fi ca piața să se joace în jurul 9750-9800 de puncte, însemnând că poate să alunece temporar sub linia de trend, dar trebuie să nu se depărteze prea mult, să revină ulterior spre 9750 și poate, cu noi susțineri verbale din partea lui Mario Draghi, să merge spre 9850, 9867, 9900. Așteptarea acestui discurs cred că angrenează un pic de optimism în piață. Am văzut că până la urmă petrolul, deși un pic mai slab față de sesiunea de vineri, e totuși într-o zonă rezonabilă, așa că piața se poate, cred, în scenariul de bază chiar mula pe acest trend. Nu e obligatoriu să scadă sub linia de trend și să meargă în cele din urmă spre 9860-9900 de puncte. Aș vrea să mergem acum
la US 30, dar câteva întrebări. La ce oră va fi Mario Draghi? Putem vedea în calendarul financiar. Deci facem click aici pe calendar și o să vedeți acolo la ora României, ar trebui să fie 6. De ce PIB-ul slab, foarte slab din SUA? Deja, de ce la PIB-ul foarte slab? Dow Jones s-a înălțat la cer crescând 400 de puncte. Foarte bună întrebare. În prima fază este total ciudat și nejustificat. Nu? Așa părea. În realitate, cred că ceea ce a contat a fost nu PIB-ul, care a fost un pic mai slab decât ceea ce se aștepta, 0,8-0,7, ci au contat noile probabilități referitoare la Fed. Piața, am pus un material pe Tradebit și cred că a fost preluat și pe site. Acele materiale care sunt open sunt preluate și pe site. Există o anumită logică, dar o să o discutăm când avem timp mai pe larg despre cum sunt ierarhizate aceste materiale. Însă, a scăzut foarte mult șansa ca dobânda să fie ridicată anul acesta, din punct de vedere al piețelor. Nu e aceeași părere pe care o am și eu, dar piețele așa au văzut lucrurile și atunci s-au gândit, ok, dacă dobânzile nu cresc, înseamnă că acțiunile sunt ieftine la 16.000, dacă acum câteva luni erau la 17.000, erau cu vreo 10% mai sus. Și acesta e motivul principal. Apoi, piața, după cum se vede și pe grafic, avusese înainte câteva zile bune de așteptare. Și un al treilea motiv, am putea spune în glumă, este faptul că ne așteptam, dădeam probabilitate de 55%, mai mult sau mai puțin, fluctuând de la o zi la alta, dădeam această probabilitate mai mare unei creșteri. Deci trebuie să fi contat și asta până la urmă. Acum există însă mai degrabă condiții pentru o corecție pe termen scurt. US 30 arată mai bine, într-adevăr, decât de 30, da. Dar acum, pe un grafic daily, pare a fi un timp pentru scădere. Nu pare însă a fi o piață care să vrea să scadă foarte agresiv. Dar dacă mergem sub 16.224 și observați, nu este jumătatea candlestick-ului anterior, e mai sus decât acest moment. Rămân însă la această idee. Dacă ajungem sub 224, probabil că vom testa 16.074. Însă, ipoteza de bază ar fi ca aici să urmeze o corecție, să ne apropiem poate de 16.220, dar în cele din urmă să continuăm parcursul ascendent. A depăși 16.370 ar putea însemna un 16.400-16.450. Fisher s-ar putea să fie cam hawkish și acela este un test pentru indicii americani. Probabil însă că se poate trece de acest test dacă nu mai apar și alte rezultate negative. Profiturile companiilor americane iarăși au fost sursă de entuziasm, chiar dacă pe aici pe acolo ele nu au fost la înălțimea așteptărilor. În mare, din ceea ce am observat, mai ales pe sectorul IT, cu mici excepții din nou, dar în mare ele au performat bine. Microsoft, de exemplu, iar și-a venit cu rezultate foarte bune și prin reorientare pe sectorul de business. Cred deci că suntem într-o logică corectivă. Dacă vă interesează orizontul foarte scurt, deci următoarele minute, puteți fi atenți la această linie de trend, linia unui canal de trend. Linie inferioară. O spargere a sa ne-ar duce câteva zeci de puncte mai jos, probabil destul de rapid. Însă, până una alta, cred că mergem în acest interval lent, totuși mai jos. Bun. O să mergem pe scurt la USD CAD. Nu a putut să se mențină prea mult sub 1,40. De altfel, vina, între ghilimele, este a petrolului. Dar nici peste 1,4070 nu a revenit încă. Șansele tehnice sunt totuși de a merge mai sus peste 1,4070. Să vedem cum arată și datele din Statele Unite. În ipoteza în care am depășit însă 1,4070, atunci se ridică temperatura
și putem asista la un val corectiv mult mai intens, undeva peste 1,41, 20, 41, 30. Și asta într-o singură sesiune. Și chiar și intraday se poate merge acolo. Suportul sub minimele actuale ar fi la 1,39, 24. Bun. AUD, NZD. Ostabilitatea ionului va da forță pentru AUD sau NZD versus USD. În sine, nu va da forță, dar va stăvili acea tentație a unui trend descendent. E nevoie ca dolarul să rămână un pic în defensivă pentru ca aceste perechi să aibă cu adevărat forță și cred că lucrul acesta se poate întâmpla. Dar mai e o problemă. Pentru AUD vom avea decizie de politică monetară și chiar dacă dobânda ar trebui să rămână neschimbată în această seară, s-ar putea ca mesajul băncii centrale să fie, totuși, pregătiți-vă la tăieri de dobândă în viitor. Mie mi se pare că piața ar trebui să știe deja lucrul acesta și să nu reacționeze foarte puternic, dar nu pot să știi dacă nu cumva unii au devenit prea entuziaști. În mod normal, ar trebui ca piața aceasta lent și greu, totuși, să poată crește către un 0,71. Mai sus avem un 71,30, nivel de vârf local, apoi găsim multiple ocazii de a ne exercita talentul de a pune linii pe grafic. 71,70, 72 aproximativ, apoi 72,15. Însă, mai probabil ar fi ca piața să câștige lent și să piardă rapid, cam tot ce a câștigat odată cu ședința de politică monetară. Devine mai periculos în momentul în care închidem pe H1 sub minimele recente și aș alege un 70-43, din aceleași motive ca și la un alt grafic unde n-am trecut exact prin minime. Dar sub 70-43 aș spune că 70-18-0-70 ar fi de luat în seamă. Mai jos, chiar un 69-80, mult, mult, mult mai jos, 69-10, dar dacă ajungem aici, probabil că dobânda va fi fost tăiată. Se mai întâmplă uneori să avem astfel de surprize, nu excludem ipoteza, însă mai degrabă ea va fi menținută, dar mesajul va fi destul de blând. NZD în o relativă așteptare să vedem dacă ne oferă ceva calendarul financiar. Nu pare să ne ofere NZD/USD, doar o clipă. Aș vrea să mai verific să am un flux de informații suplimentar. Ar trebui să vedeți și dumneavoastră calendarul financiar, dar nu avem nimic pe NZD. Dar avem pe Australia această decizie. Dinspre China, ceea ce s-a văzut aici este că piețele înțeleg mai degrabă o stabilizare în privința divergentă între cei doi indici PMI. Și de aici oscilațiile relativ restrânse din ultima perioadă. 64-72 însă este o linie de echilibru doar temporar. Cred că e aproape aleator ce se va întâmpla de aici, dar modest, mai probabil o revenire pe termen scurt spre 0,65. Canalul de trend descendent continuă, însă dacă ar fi să fie amenințat într-una dintre direcții, aș spune că e mai amenințată partea superioară printr-o spargere în primă fază. Următorul nivel peste canalul de trend ar fi la 65-40, apoi 65-50. Suportul 64-36 și 64-16. Mă refeream la ca date, mă refeream la date din această seară. Mâine o să avem timp să le discutăm, bineînțeles. Mâine va fi o zi interesantă cu indicele GDT. Corect. Bine observat. Euroron, ce vă spune prima oară acest grafic, așa cum arăta el mai devreme și acum avem un pic de zoom.
Mie îmi sugerează un trend destul de bine definit și o piață care vrea să meargă la 4,55 și probabil că va și face. Pe de altă parte, vineri poate să fi fost anumite ajustări de final de lună, dar câtă vreme nu spargem linia de trend sub 4,52, rămâne această posibilitate conturată mai degrabă descendent pentru leu și ascendent pentru euro. Strict pentru sesiunea de astăzi, nu ne așteptăm la oscilații foarte mari, poate un pic de loc descendent să mai fie, spre 4,53, 4,52,50, dar în cele din urmă piața ar trebui să revină în această regiune, peste 4,53. Iar în zilele următoare pare a fi posibilă o depășire a lui 4,54. Atât pentru moment. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă și tranzacții optime. Am prezentat doar opinii vis-a-vis de piață, ele nu constituie baza unor recomandări de tranzacționare. Toate cele bune și să fie cu profit. La revedere!